am nevoie de vestitul nostru coleg, Măciucă, și de Ricky. Ricky, mergi mă drept. Oh, da, șef. Oh! Nici n-am mai vrut să vă țin în suspans. Dragilor, sper că vă place cum v-am așteptat. Amuleta de astăzi are legătură cu vinul, această licoare a zeilor lăsată pe pământ pentru muritori. Vinul ne leagă și ne dezleagă limbile. Această licoare în jurul căreia ne așezăm și dezbatem subiecte care mai de care mai interesante. Avem aici foarte multe feluri de vin care mai de care mai minunate. Iar preparatul vostru trebuie să se împerecheze cu unul dintre aceste vinuri. Avem de făcut ce vrem noi, dar să fie pairing cu vinul Domeniile Cuza. Și altceva, gata, hai, ne dăm drumul. Tema e puțin mai complicată. Vrei 12 produse într-o farfurie care să meargă cu vin. De ce ne chinui? Nu e vorba neapărat despre cifre, ci mai degrabă despre culori. Eu vreau să văd în preparatele voastre o singură culoare. A, drăguț! Cum așa? Adică proba se numește monocrom. Monocrom. Recunoașteți că pe asta n-am făcut-o niciodată. Să facem o singură culoare în parfurie. Stai așa, ce suntem? Suntem în emisiune culinară? Suntem în emisiune de artă? Suntem în emisiune de, nu știu, suntem, ce facem? Facem, pictăm, ce facem? Hello! Scuze! Da? Aceeași culoare, dar mai multe nuanțe din aceeași culoare e posibil. Putem să avem mici degradeuri, dar nu exagerați. Ok. Auzi, dar pictăm sau gătim? Pictăm, prietene. Pictăm. Da? În restaurantele de Michelin de astăzi, în restaurantele de fine dining, se păstrează monocromul. Cine gustă? Ia, că asta e important. Păi voi să-mi spuneți cine gustă, nu așa e jocul. E femeie. Cald. E femeie. Deci femeie. Cântăreață. Fierbinte. Andreea Antonescu. Rece. Loredana Groză. Rece. Delia. Rece. Cu părul lung și șaten. Maria Dragomiroiu. Și o găsim tot timpul și pe Instagram și pe TikTok. Cătăline, tu ești cu TikTok. Eu nu știu, zici da, tu ceva. Cu TikTok. Are o poreclă simpatică pusă de iubitul ei. Șorecu. Fierbinte. Ștefania Luspic. Da, dragii mei, astăzi va gusta din preparatele voastre Cristina Ștefania. Din punct de vedere culinar nu cunosc. Știu că lui bărbați îi plac snacks-urile, am descoperit asta stupoare sezonul trecut. Dar mai important decât ce îi place ei, consider că ar trebui să o ajutăm să aibă experiență culinară. Acum e acum, căci amuleta asta spune multe. Foarte multe. Aoleu. Nici nu vă imaginați voi cât de multe. Scoate ta hutia. Bă, așa hutie zic, aoleu, dacă asta e plină cu amulete, am încurcat. Irina. Eu. E plină de amulete? Hai să vedem. Nu, toată nu? Cutia aia. Bombeu. Bombiță. Este o bombă. Poți să verific? Ia fa așa. Ia Florin. Verifică un pic. Alo, e plină. Ești nebun? La câte se vor găsi în aia? Cu, nu știu, trebuie să gătești în mâini. Ai schimb de concurenți, trebuie să o câștig eu. Bun, dragilor, vă las să și degustați din aceste vinuri, ca să vedeți ce pairing o să faceți. Avem un vin roșu de vreo 2-3 feluri, avem un vin roze, albă de 2-3 feluri. Eu știu pe Ștefania așa, dar pe la masă așa nu prea am stat. Eu cred că știu pe ce mă bag. Mi-au Sauvignon. Gata. Cu ăsta lucrăm. E singura roze. S-au făcut alegerile, să înțeleg, da? Da. Gata. Bun. Abia aștept să văd ce preparat monocrom veți face. Proba voastră începe în 3, 2, 1. Gătiți!